Dacă vrei să-ți mărești veniturile financiare în această perioadă, poate ar trebui să verifici banii uitați prin sertarele dulapurilor vechi. Este posibil să găsești comori nebănuite. Știi care este moneda care se vinde cu peste 20.000 de lei pe internet? Mulți colecționari o caută. Iată de ce este deosebită. Ai auzit despre moneda care te îmbogățește peste noapte? Face furor pe internet, unde este vândută cu peste 20.000 de lei românești. Dacă vrei să îți mărești și tu veniturile financiare în perioada actuală de criză, trebuie neapărat să o cauți, mai ales dacă știi că obișnuiești să păstrezi bani prin sertarele dulapurilor din locuință. Nu te mai ținem în suspans și îți spunem exact motivul pentru care această monedă este specială. Este vorba despre o monedă de 1 euro ce are reprezentată pe avers imaginea omului vitruvian de Leonardo da Vinci. Cum arată moneda de 1 euro cu care te poți îmbogăți? Pe aversul monedei de 1 euro, în partea superioară, se află monograma Republicii Italiene. În partea dreaptă este reprezentat anul în care a fost realizat banul, iar în partea stângă, marca monedării R. Pe partea exterioară a monedei de 1 euro sunt reprezentate cele 12 stele ce simbolizează Uniunea Europeană. Pe reversul monedei pot fi remarcate inscripția 1 euro și granițele Europei, realizate în așa fel încât să includă noile state membre ale Uniunii Europene, care se încadrează parțial pe un fond de 6 linii verticale delimitate de câte 2 stele. Conturul monedei de 1 euro este realizat din dungi discontinue. Banul prezintă un diametru de 23,25 mm, o grosime de 2,3 mm și o greutate de 7,5 grame. Pe platforma OLX se vinde cu peste 4.500 de euro, echivalentul la peste 22.000 de lei. Ratează playtech.ro.